ex-virgin, ex-virgin, my ex-virgin, ex-virgin, ex-virgina, ex-virgin, ex-virgina, ex-virgin, ex-virgina, my ex-virgin săgeată un milion de vizuri. Răspunsul îl vom afla la sfârșitul episodului. Sau nu? Salut bă șacalilor, a venit timpul să facem Q&A-ul, frate. Am zis acum 3 săptămâni că o să zic să lăsați întrebări, dar am cam uitat. Toate astea mi-ați lăsat, fraților, 800 de întrebări, de-am rămas mască, frate. Bă, nu știu ce fel de oameni, așa de curioși sunteți sau ce fetișuri aveți voi, dar trebuie să le căutați pe Google, nu la mine în comentarii. Trebuie să recunosc că au fost și întrebări faine, deci hai să le vedem acum. Îți plac caloriferele? Da, da, am vorbit cu mama acum să mergem la târg mâine, caz nu prea putem să luăm vreo 5 calorifere, să le pun aici în dormitor, să... sau mai multe, adică. Întrebări, frate, întrebări. Nu am întrebare, dar vreau un video. De ce mor? O să mai faci videoclipuri în care o să vorbești despre situația YouTube-ului românesc? Bă, nu știu. Nu cred că se poate agrava mai tare de atât, dar dacă se poate, o să mai fac, îți dai seama. Dacă surorile Gogan o să mai aibă încă o soră, atunci da, o să mai fac un video. Ești prost din naștere? Da. Da. Adică acum câteva săptămâni am întrebat-o pe mama dacă m-am născut cu o coastă în plus, că nu puteam să mă plec așa, știi? Ai animale de companie? Da, frate mi se pune. Adică mănâncă, doarme, face pipi, e ca un câine cu pareză. Ce părere ai despre Mimi și Andra Gogan? Serios, frate? Nu știu, sunt cele mai bune actrițe pe care le-am văzut în viața mea. E super. Una actriță și una actriță de nana. Pate, mă. Pateu sau frate tu? Frate miu, aleg Pateu. Ai avut momente în care ai vrut să te lași de YouTube? Bă, fraților, nu știu cum să vă spun, dar eu dacă mă las de YouTube, mă las undeva de vreo 3-4 ori pe săptămână, cam așa. Atunci când am idei de videouri sau când nu le-am terminat de editat, bă, eu mă las de YouTube, frate, nu știu. Ți-am zis, între 3-4-5 ori, ori chiar 6, na. Depinde cum e vremea, da. Ce ai face dacă ai fi fată? Bă, frate, i-aș da mesaj la unul, aș aștepta să răspundă și după aia aș da sin. Da, chiar asta aș face. Ce părere ai despre Bacău? Cum a ajuns întrebarea asta aici? Chiar nu știu la ce mă gândeam când ne-am salvat. Bă, nu știu ce vrei să faci, dar dacă vrei să vii în Bacău, bă, să știi că aici la noi în Bacău, bă, găsești cel mai inutil rond văzut vreodată lângă piață, frate. Efectiv, o înălța oamenii un vulcan în mijlocul unei intersecții. Bacău, pentru o viață mai bună. Ce ai face dacă mâine ar fi ultima zi în care ai trăit, ce ai face azi? Nu m-aș urca într-un avion, mi-aș lua o boxe și un subwoofer de alea de 20x20, aș conecta un microfon și aș spune că mă abonez reciproc la cei care se abonează la mine. Bă, dar s-aud așa toți, frate, toți s-audă. Și până să mor să ne abonăm așa unul la altul, frate, cât de tare ar fi? Dacă ai fi în locul nostru, te-ai abona la acest canal? Te-aș ajunge așa din întâmplare la un video de-a meu, mi-aș da dislike și după m-aș duce la masă, îi spun să-mi confiște telefon, tabletă, calculator, orice ce are legătură cu tehnologie. Și după să fur telefonul pe ascuns să-mi dau report. Asta aș face. Când te-ai certat cel mai rău cu fratele tău? Bă, frate, ai văzut ceva? La noi cel mai rău e în fiecare zi. La noi în fiecare zi e mai rău decât o fost ieri. Așa e, frate, n-ai cum să mă pui pe mine și pe el în aceeași locuință. Nu poți. Cât porți la pantof? Frate, eu v-am zis că aveți niște întrebări. Bă, o să-ți răspund, mă, dacă te face fericit. Port 42, mă, sper că acum ți-ai împlinit vis, adică... Am trăit să o văd și pe asta, frate. Să fac Q&A să mă întrebe cineva cât por la pantofă, adică... Bă, unul de prin anii 60, frate, să creadă săracul om că prin 2017 o să se inventeze așa mașini zburătoare. Păi și să vadă omul video ăsta, frate. Să vadă, mă, că mă întreabă unul cât por la pantofă, mă. Genial, n-am ce zice. Care a fost cel mai jenant lucru din viața ta? Băi, am o grămadă de lucruri jenante. Primul lucru cel mai jenant, mi-am luat cheia de existența. Al doilea, da, frate, încă mai simt, eram la un spectacol și văzusem o colegă care fusese de mult, nu știu, la grădiniță, nu știu unde fusese. Ea era pe rândul mai în spate și era mai în față, știi? Bă, frate, și m-am întors, știi, și am văzut-o. Băi, și credeam că se uită la mine, frate. Și-o făcut cu mâna, frate, și am făcut și eu cu mâna, știi? No. Și după mi-am dat seama că privirea era prin spatele meu, așa cum îl saluta pe alt. A fost atât de jenant, atât de crini, nu știam, m-am întors și m-am băgat în scaun, frate. Nu o faceți ca mine. Care a fost ultimul lucru nebunesc făcut? Am dat click pe un videoclip de-a lui Mimi. Ai iubită? Bă, spre surprinderea mea, am. Da, chiar așa. Motri Mati cu finalul Mati. De ce dracu am asta în video? Îți plac ușile? Bă, da, în fiecare dimineață iau buzul de la 8 ca să merg până în Dedeman, știi, să mă uit la ușile alea. Mi încarc așa energia, nu știu, să stau lângă ușile alea. Îmi place structura și textura lor, e foarte tare. Vă recomand, serios. Ce n-ai mai cu viața mea? Cu ce te speli pe cap? Bă, cu mâna, cred, adică nu știu. Cu ceanură, cu ce mă speli pe cap? Cu șampon, frate, nu știu. Ce ai face dacă ai fi mama ta pentru o zi? Bă, frate, cred că l-aș întreba, bă, vrei să zic o glumă? Și el ar zice da și ar spune nu ești adoptat. Da, asta aș face. Cum te vezi în viitor? Cu siguranță mai
prost decât în trecut și în prezent și Big Ben și de alea. Ai șterge canalul acesta de YouTube pentru milioane de dolari? Bă, frate, ești nebun, m-aș îngropa cu tot cu canal, m-aș îngropa cu unitate, cu ce vrei tu. Mai îți mănânci muci? Da, obișnuiam să fac asta, dar din păcate plăcerile m-au cuprins din nou și o fac mereu. Când te-ai apucat de YouTube, la ce te-ai gândit? M-am gândit că o să ajung așa faimos încât o să primesc tricouri gratis cu doctorița Plușica de pe Disney Junior. Cum ai reacționa dacă vei intra pe YouTube și vezi că ai 1 milion de abonați? Alo? Doctorița Plușica? Ai bani? După cum vezi, filmez vlogurile cu o cameră web și cu un microfon de căști. Ar ți se pare că am bani? Da, cam astea au fost toate întrebările. Au fost cele mai bune 35 de minute din viața mea. Simt de parcă aș fi reînviat, frate. Adică, cine o să te întrebe pe tine vreodată cât porți la papuc? Adică, la bășacalor mai facem de-astea, nu știu. Vedem noi, nu uitați de un follow pe Instagram, de un like la videoclip, mă rog, mai vedem. Se termină brusc, știu, da, e, ne vedem. Mă faceți să cred că sunt mai autist decât sunt deja, e grav tare. A, bă! Odată am vorbit cu luna de pe cer.